Gazda unui podcast pentru mirese a dezvăluit povestea unei femei care și-a surprins iubitul în timp ce era alăptat de mama lui chiar în ziua nunții. George este make-up artist și organizează nunții în Marea Britanie. Aceasta obișnuiește să le relateze oamenilor întâmplări uluitoare cu mirese, informează Antena3.ro. În cel mai recent episod al podcastului său, aceasta a povestit o întâmplare pe care a auzit-o de la o fostă colegă care a fost martora acestei întâmplări stranii. George a povestit că prietena sa tocmai finalizase machiajul și coafura unei mirese, iar aceasta i-a spus că trebuie să meargă la toaletă, doar că acolo a avut parte de un adevărat șoc. Aceasta și-a găsit mirele în timp ce era alăptat de către mama sa. Mirele fusese alăptat de mama lui în mod constant. Colega de podcast a spus: "Poftim, de ce te-ai căsătorit cu un astfel de bărbat?" Iar George i-a spus: "Nu cred că știa că se întâmplă așa ceva," potrivit Daily Star. Pat a întrebat cum a reușit mama mirelui să mai aibă lapte, iar colega sa a explicat că pentru a nu-și pierde lactația, femeia și-a alăptat fiul constant. Relatează mesajul.ro.